Ziua și salut pe toți. Eu am vrut să-mi spun părerea mea în privință la intervista făcută de Natalia Morar, lui Mihai Ghimpu, unde Mihai Ghimpu se îndreptățește și mai când plânge. Unde el spune că au încercat să-i dea și bani, să-l cumpere, dar el nu e mită. El totdeauna a fost pentru popor. Eu am vrut să spun că nici pe timpul sovietic, instituțiile publice, organii de drept, nu au fost așa de compromise ca în timpul de față. Asta datorită și lui Mihai Ghimpu, fiindcă el s-a laudat că el e de 30 de ani în politică. 30 de ani. Și în 30 de ani văzând că nu a făcut nică. Dacă ați mai stăi 30 de ani, sensul. Și ce am vrut eu să mai spun, văzând că el, când a spus că lui li s-au propus 400 de milioane odată, altă dată de la șor a spus cât să ai de bani vrei, el, văzând că a fost și președinte, și deputat, și președinte de partid, el cel puțin trebuie să ducă să facă un denunț la procuratură, fiindcă ea ar trebui să dea pilde, fiindcă nu se pune pe mașinile la poliția de patrulare ca să nu dea mită, dar în Parlament acolo umblă milioane. Și văzând că el la Natalia Morar spune că nu în 94, nu știu când acolo puterea lui a propus un milion de ruble și el nu a vrut să iei, fiindcă acolo încă depinde el dintr-o parte, după cum se înțelege, el se teme ca să nu-l aresteze, că pe urmă să spui că ai luat bani și pe urmă să îmbli ca cățelul din urmă. Dar din altă parte el spune că el nu vrea să dea băieții la bătaie. El nu vrea să dea băieții la bătaie care lui propun sute de milioane. Pentru dâns, corupția e un lucru normal. Oamenii se duc și votează pe Dedea Mișa Ghimpu, pe Chirtoacă. Și aia ăștia, pentru dânsi, dacă vine cineva și îi propune 400 de milioane, care nici nu știi cine banii și de unde sunt 400 de milioane și ele, nu-ți duci el să le iei de la dânsul de la bancă, să le scoată, spui că și să le dai lui Dedea Mișa Ghimpu. Banii și de unde îți furați, îți ascunși, nu-ți declarați. Ia cât care treabă. Dacă pentru Dedea Mișa Ghimpu, asta e normal. Votați-l mai departe. Dacă el lui vine și îi propune bani, el nici nu spune la nimeni, că el spune înainte de alegeri. Chiar că nimeni nu a propus, dar eu sunt cinstit. Nu ești cinstit. La unul cinstit nu se duce nimeni să-i propui bani. Dar dacă se duce să-ți propui bani, fiindcă știi că te străini pentru bani. Fiindcă posibil să le iei. La unul cinstit nimeni nu se duce, fiindcă poate gândească, dar păi ăsta se duce și mă denunță. Face o plângere, este CNA-ul. Procuratura Generală. Asta e problema. Și alt lucru, mulți plâng de Plahotniuc. Că Plahotniuc au distrus toate instituțiile publice. Bun. Dar părerea mea e că Plahotniuc, când a intrat în Parlament prima dată, în 2010, când tot pe YouTube m-am uitat, el când a intrat în Parlament și a văzut ce se întâmplă acolo, eu cred că el s-a trezit ca pe altă planetă. Fiindcă cred că nici Plahotniuc nu s-a aștepta Parlamentul în condițiile cum l-au găsit. Fiecare se gândește că în Parlament acolo sunt persoane serioase, oameni care lucrează în interesul națiunii, persoane care nu poți să duci să-i propui acolo 100.000 de euro, 200.000 de euro, nu? Dar Plahotniuc, când a ajuns acolo, apelul ăsta că băieți, dar păi și poți dai bătaie la tăți. Că acolo, cum spune Filat, vă 2-3 ani urmă, când a fost înainte de a fi arestat, că sistemul e putred. Plahotniuc contrat pur și simplu a schimbat lucrurile în favoarea lui. Simplu. Ei toți erau acolo corupți. Acolo se învârteau
sute de milioane, cred că. Se comparau cu 3, cu 4 milioane, jumătate de milion. Asta e treaba. Nu vine plăcat nimic și-o stricat. O stricat sistemurile. Erau. Plăcat nimic, au profitat. Cred că e mai regula muia decât era înainte, fiindcă înainte îmi blau bani peste loc, în toate coridoarele. Dar mudeam gata, nu. Cui spate, nu. Asta e problema. Că de 30 de ani sistemul e putrid. De Mișa Ghimpu. Dar nu de când a venit Plahotniuc ori Voronin. Cred că cam e pe aici atât. Dacă să mai trebuiască ce a de spus, am spus.